Administrația locală din Bușteni are planuri mari pentru dezvoltarea stațiunii. Anul acesta vor fi reabilitate toate captările de apă din oraș cu fonduri de la Ministerul Turismului și Dezvoltării Regionale, valoarea proiectului fiind estimată la 7 milioane de euro. Și la capitolul infrastructură turistică sunt noutăți. Primăria a încheiat un parteneriat cu un investitor străin, iar pe viitor domeniul Cantacuzino se va extinde. Astfel, în apropierea castelului de pe Zamora se vor realiza două pârtii noi, una de snowboard și cealaltă pentru Ski Fond. În paralel, tot cu fonduri de la minister, se vor realiza modernizări la calea de acces care duce către vârful muntelui Baiului. În reparații va intra și drumul care leagă Valea Cerbului de Râșnov, iar în total fondurile alocate de Ministerul Turismului pentru toate aceste proiecte se ridică la 20.000 de euro. Bușteniu e pe un drum bun. Ca să mai spun de proiecte, că vom urca pe asfalt în Baiului, vom merge pe asfalt până la Râșnov sau la Păiana Brașov, deci Bușteni, Gura Diham, Păiana Izvarlu și vom ajunge la Glejării la Râșnov, deci vom face, va fi 9-18 km până la Bran, va ajunge în, știu, în 20 minute vom ajunge la Bran. Se va deschide încă o nouă bretea, putem spune că e o bretea națională, o problemă națională, pentru că se va descongestiona circulația pe DN1. Stațiunea Bușteni mai are alte 6 proiecte care sunt finanțate cu fonduri de la Uniunea Europeană. Printre ele se numără și cel privind planificarea strategică, pârghie de dezvoltare durabilă și coerentă a stațiunii Bușteni. Autoritățile locale și județene au discutat astăzi pe marginea acestui proiect, menit să identifice principalele direcții de dezvoltare a localității din perspectiva cetățenilor, a turiștilor și a persoanelor ce ocupă funcții importante la nivel local. Această strategie va fi dezvoltată pe baza informațiilor primite nu numai din interiorul primăriei Bușteni. S-a făcut un sondaj pe populația orașului Bușteni, iar ceea ce își dorește populația va fi coroborat și cu dorințele administrației publice locale, urmând a se crea de acum încolo un plan de dezvoltare, un plan de activități pe care le vom monitoriza tot timpul și vom încerca să îndeplinim și dorințele cetățenilor. Printre obiectivele administrației locale se mai regăsesc planuri privind extinderea pârtiei Calinderu, montarea iluminatului nocturn, dar și construirea unei telegondole care să aibă punctul de plecare de pe Valea Cerbului către zona Cerdacu.